Îți mulțumim că în aceste clipe putem să stăm înaintea ta, putem să stăm înaintea acestui simbol al morții și al învierii prin Domnul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumim pentru sufletele acestea care și-au dat seama, Tată bun, că a trăi în lume, a trăi departe de tine, nu este cel mai plăcut lucru. Și îți mulțumim că și-au venit în fire ca Fiul cel risipitor și te-au descoperit pe tine, Tatăl și Dumnezeul cel adevărat și pe Fiul tău, Domnul Iisus Hristos, care l-ai dat să moară pentru noi. Te rog, Fătul, ca momentul acesta să fie acel început de care au nevoie. Amin. Să faci Tu ca binecuvântarea Ta să-i însoțească pe ei, să însoțească familiilor și bisericile în care vor merge. Amin. Tată bun, îți mulțumim pentru această mare bucurie și îți mulțumim pentru că Tu ne-ai oferit aceste momente să ne bucurăm împreună cu Tine. Amin. Știm că în clipele acestea cerul este aici cu noi. Amin. Și știm că îngerii sunt cu noi. Știm că și îngerii pe care ne-ai dat să aibă grijă de noi se bucură împreună cu noi. Amin. Tată bun, este o atmosferă și pământească, vizibilă, dar aici este o atmosferă și cerească pe care nu o vedem, dar o simțim prin credință. Amin. Tată bun, fie pacea Ta și binecuvântarea Ta și la acest început de an nou peste Amin. Ei și peste noi toți. Amin. Și pentru ca începutul acesta să fie un început care să se oprească doar în împărăția Ta. Amin. Îi predau pe brațele Tale, iubitoare, Amin. Și Tu să fii preamărit de acum și până în veci prin Domnul Iisus. Amin. Amin.